Bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Biroul de Investigații Fenomene Paranormale 37. Numele meu este Nițu E. George, Investigator. Tema emisiunii de astăzi, miturile revin în actualitate. Din totdeauna am fost atras de miturile, de bazme, de pe întreg mapă mondu, indiferent de mitologia țărilor din care provin, ele nu fac altceva decât să ne aducă în actualitate modul în care s-a desfășurat o anumită istorie reală, repet reală, a vremurilor de mult apuse poate chiar e un. În deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris, iată că au revenit în actualitate miturile păgâne sau sataniste. Multe țări au dezavuat această desfășurare de forțe obscure în ceea ce privește deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris și au renunțat la transmisia. În continuare a festivității și concerne care au sponsorizat această deschidere să se retragă de la aceste jocuri olimpice. Într-un final videoul sau clipul de deschidere de pe YouTube a fost retras de către organizator datorită numeroaselor Reacții vehemente negative aduse cu privire la mă rog, tot ce s-a întâmplat ca și blasfemie, adusă creștinității la această deschidere de jocuri olimpice. De altfel, dacă am sta să studiem toate miturile și în special miturile, care au un caracter, mă rog, obscur, o să vedem că atunci când pleacă acei copii cu făcrile în catacombele de la Paris, de sub Paris de altfel, așa cum avem și noi în București, erau niște canale care aveau legătură cu Sena, la un moment dat se vedea o lumină, bineînțeles lumina era iluzorie, lumina falsă de care s-a tot vorbit, am tot vorbit și eu pe canalul meu de YouTube, prin care întunericul încearcă să te ademenească în lumea aceasta Matrix, prin care nu faci decât să uh, repeți viață după viață, numind-o noi reîncarnare, prin care ei practic induc frica, teama, panica, teroarea, sentimente de joasă frecvență prin care ei se pot hrăni. Un alt element cu care se hrănesc incubusul și subcubusul sunt demonii specializați în destrăbălare sexuală. Apropo de pasajul în Biblie unde se vorbește despre destrăbălarea din Sodoma și Gomura, când Dumnezeu n-a mai răbdat și i-au distrus cele două cetăți cu niște arme de distrugere în masă, fantastice, nu erau arme nucleare ca în ziua de astăzi, erau niște arme care pur și simplu transforma omul în stană de piatră sau într-o stană de sare, așa cum s-a întâmplat și cu soția lui Lot, care doar a privit explozia și a fost înmărmurită la propriu. Bun, tehnologia zeilor în trecut este ultra tehnologizată și foarte, foarte necunoscută. Din totdeauna pământul a avut numeroase resetări sau cataclisme care au dus la practic suprimarea anumitor societăți care au ajuns la o anumită tehnologizare sau la un anumit grad de cunoaștere care le permitea prin gnosticism, așa cum au fost și textele de la Nahamadi, în care gnosticii ne povestesc de ultima incursiune prin care demonii arhoni au penetrat, ca să zic așa, lumea noastră materială actuală într-un număr foarte mare. Ei n-a fost prima dată când au accesat lumea noastră, au fost nenumărate astfel de accesări, ultima fiind în urmă cu aproximativ 3600 de ani. Gnosticii ne-au lăsat aceste texte tocmai ca să înțelegem factura acestei lumi, Matrix, în care practic noi suntem protagoniștii unei mântuiri, adică unei eliberări spirituale, în care trebuie să ne trezim din punct de vedere spiritual și să vedem uh, unde este lumina, unde este întunericul, unde este binele, unde este răul și să alegem, pentru că totul depinde de alegere. Lumea aceasta este duală. Să revenim la uh, plecarea uh, în incursiunea aceasta mitică în care s-au desfășurat, uh, mă rog, uh, cronologia în deschiderea jocurilor la Paris. Ați văzut un luntraj care era Nimeni altul decât demonul Arhon Charon sau Caron. El era un bătrân ursus, este un demon Arhon care face legătura între lumea celor vii cu lumea infernului, plătindu-l cu o monedă specială. De aceea această monedă specială numită Obol se, se punea deseori în trecut în gura uh, decedatului sau uh, la, în Marea Britanie se puneau două monede de argint pe fiecare ochi uh, câte o monedă a decedatului ca să aibă cu ce să-l plătească pe caron. Uh, Povestea este ușor macabră și nu dorește decât să ne introducă din nou în lumea miturilor esențiale, prin care acest caron te duce prin râul Styx într-o lume a infernului. Râul Styx în mitologia greacă este un râu care separă lumea viilor de lumea morților. Se spune că acesta se învârte de 9 ori în jurul ținutului lui Hades, infernul sau lumea de dedesubt. Numele său vine de la cuvântul grecesc Slute care înseamnă ură. Styx înseamnă și râul urii. Râul era atât de respectat de zei în mitologia greacă încât ei fac jurământe de viață doar menționându-i numele, așa cum se face referire și nimitului Dionisus și Ariadna, unde Zeus confirmă cu un jurământ irevocabil atestând râul Styx. Există șase râuri care separă infernul de lumea viilor. Acestea sunt Acheron, râul tristeții, Cocitus, râul plângerii, Pegeton, râul de foc, Lete, râul uitării, Mnemosine, râul memoriei, Stix, râul urii. Se crede că bătrânul untraș care transportă morții uh, în lumea de desubt, Caron sau Charon, pentru că se scrie cu CH, trece peste râul Stix, unde câinele server care are coadă de dragon, păzește permințând sufletele să intre și niciuna să iasă, acesta fiind un demon arhun care păzește intrarea în infern, la fel ca și Charon, care este un bătrân ursuz care are un ciocan cu două fețe, chiar dacă are apariență umană, el este un demon care face legătura dintre lumea viilor și lumea morților. Um... Se pare că aceasta era o concepție greșită de fapt, că Charon trece peste râul, de fapt, Aeron, unde serberul stă de pază pentru eternitate. Tot legat de acest subiect, Charon conduce doar sufletele celor ce sunt îngropați cum trebuie, cu o monedă numită obol de care am mai vorbit, care se pune în gura decedaților în timpul funerarilor pentru a avea cu ce să-l plătească pe luntraș. Dacă zeul își depunea jurământul la râul Styx și nu se ținea de cuvântul său, zeul să-l forța pe zeul respectiv să bea apă din râu, acesta apa era presupus să fie atât de rea încât zeul își pierdea vocea timp de 9 ani. Râul nu este subiectul niciunei legende, dar apare menționat în mai multe. Acestea, aceste fărâme de descriere oferă nu numai o perspectivă extraordinară a râului, ci și viziunea grecilor antice asupra lumii de dedesubt, de la porțile de Adamantiu până la nivelurile separate ale Tartarului, Erebusului, de pe Câmpiile Elize. Acum înțelegeți cumva Șamse Elize, Câmpiile Elize, de unde vin. Deci Câmpiile Elize vin din lumea infernului am élysées vi se pare întâmplător că jocurile olimpice s-au petrecut acolo sau că toată această desfășurare de forțe malefice în care s-a folosit mituri străvechi păgâne s-a întâmplat la Paris pe Champs-Élysées? Poartă numele, da? Ca să înțelegeți anumite aspecte care țin de mitologii, de legende, de bazme pe care noi le tratăm cu foarte multă superficialitate, și n-ar trebui. La fel și filmele SF, nu sunt altceva decât filme în care ni se arată adevărul pus pe tavă la vedere, tocmai ca noi să nu-l credem. Iar atunci când sunt luați de urechi acești demoni arhoni, Uh, ei spun și vin și conving prin chestia asta uite doamne, noi le spunem în bazme, povești legende, mituri, le spunem în filme SF, dar dacă oamenii nu vor să creadă, și adevărat pentru că suntem prea ignoranți și nu credem ceea ce este de crezut nu avem o bază spirituală uh, clară, stabilă, adevărată și de aceea credem că tot ce zboară se mănâncă de aceea, vă rog studiați mai în ansamblu mai meticulos Miturile, legendele, bazmele, povestirile străvechi și mai ales filmele SF apărute de la Marvel pentru că ele sunt făcute la un nivel profesional extraordinar, au consilieri pe teme spirituale, oculte, mă rog, esoterice și așa mai departe și tot ce se spune acolo... Nu face altceva decât să ne dea un adevăr ascuns la vedere, dar trebuie să ai o bază spirituală prin care să poți înțelege, ca să poți aplica și să obții ulterior rezultate. Prin care, practic, decedatul intră în lumea de dincolo. Urmărind mitologia, în continuare, o să vedem că în tot acest joc de deschidere, toată această uh, urmărire pas cu pas a miturilor esențiale trecute de factură păgână, vedem bărbați care uh, au un comportament nefiresc, de apropiere, prin săruturi, prin îmbrățișări, prin deci toată această tematică de travesti și de... Uh, nu pot să folosesc cuvintele care m-ar bana cei de la YouTube pentru că nu prea am voie, dar voi înțelegeți, anormalitatea a devenit normalitate. Deci este nefiresc ca, din punctul meu de vedere, să iubești un bărbat. Da? Poți să iubești o femeie, dar un bărbat în care poți să ai o relație apropiată cu el niciodată drept pentru care în Biblie există acel pasaj. Apropo de pasajul în Biblie unde se vorbește despre destrăbălarea din Sodoma și Gomora, evident unde se întâmplau asemenea destrăbălări, a fost distrusă. Da? Mai apare calul cu aripi care apare în Apocalipsă, da? mai apare zeul Dionisos, care mă rog apare de culoare albastră mitologia sa și cultul fac referire la renoire, coborâre în infern catabaza și ciclicitate un astfel de exemplu sunt imnurile lui Plutarch unde Dionisos era invocat să se ridice din mare multe astfel rituri subliniază legătura dintre Agricultură, moarte și rănoire. Heraclit consideră că Dionisos este considerat o entitate în oglindă a lui Hades. Dionisos era în mitologia greacă zeul vegetației, al pomiculturii, al vinului și al extazului și fertilității denumit de roman și Bacchus. Era de asemenea poreclit Bromius. Liaeus, orfici, etc. Dionisos era una dintre cele mai importante divinități cunoscute în antichitate, ce uh, uh, celebra într-un fel de destrăbălarea. Uh, după cum ați văzut, el era de culoare albastră pentru că era, mă rog, uh, o formă creată de jumătate om, jumătate zeu, era fiul lui Zeus și se spune că era de două ori născut. Dionisos era fiul lui Zeus, cu muritoarea Semele, fica regiului Teban Cadmos și a Armoniei, se număra deci din cea de-a doua generație de zei olimpieni. Semele și-a găsit sfârșitul datorită gelosei Hera, care o determinase să-i ceară lui Zeus să-i se arate în ipostaza sa zească um, strălucitoare cu toată uh, splendoarea sa și în momentul în care Zeus s-a înconjurat de fulgere și tunete arătându-se astfel în adevărata sa ipostază evident că i-a cauzat moartea ca să-și ferească copilul de Hera Zeus l-a ascuns în casa regiului Atamas și a soției acestuia Inu acolo Dionysos a trăit îmbrăcat în haine femeiești pentru a nu fi recunoscut în mitologie, Dionisos este asigurat cu legate de mânie și reîncarnare. Prin vin și îmbătare, prin scenele de sfârtecare și mâncatul de carne crudă, a unui sacrificiu care reprezintă zeul, se introduce tema extaziului Dionisiac, care înseamnă depășirea condiției umane. Asemenea, frănezii se numeau bacanale și preotesele se numeau bacante. Bun, se poate spune foarte multe despre acest zeu al destrăbălării în genere, și nu apare întâmplător în scena de deschidere: pentru că tot ce este destrăbălare, atât de natură bahică cât și de natură sexuală. Nu face decât să ne hrănească demonii arhonii, v-am mai spus, incubus și subcubus, adică uh, sunt demoni uh, incubus uh, masculin și subcubus feminin. Și toate aceste uh, uh, scene care s-au petrecut, inclusiv uh, scena, uh, mă rog, uh, pe care o dezavuez, a uh, cinei cea de taină, dar deci, luată în badujocură ca și o blasfemie. Nu a făcut decât ca uh, întunericul și satana să ia în derâdere pe Hristos. Deci, antihristul deja uh, a început să joace cu cărțile pe față. Uh, datorită nenumăratelor uh, articole care au fost uh, împotriva clipului de desfășurare și a întregilor scene care erau practic grotești, și de destrăbălare. Acest videoclip de deschidere a fost șters de pe site-ul oficial al Olimpiadei, el în prezent mai putând fi accesat. La un moment dat mai apare și o carte în care spune în traducere liberă Dracul în persoană. Deci nu are legătură cu ceea ce scrie în carte, ci faptul Că um, întunericul a luat formă materială. Da? Ne explică că tot ce s-a petrecut în jocul de deschidere al, uh, uh, al Olimpiadei de la Paris, practic, nu ne arată decât că uh, diavolul este aici, este prezent în carne și oase, prin manipularea mentală a mincilor nedisciplinate. Iar, după cum ați văzut, sunt foarte mulți adepți în ziua de astăzi ai satanismului, ai destrăbălării, ai al lucrurilor anormale. Nu pot să folosesc cuvintele pe care YouTube-ul le banează. Voi înțelegeți mai bine decât pot să mă exprim eu în acest videoclip. Toată povestea miturilor da, are la bază o legendă reală, deci tot ce s-a povestit și tot ce s-a arătat în jocurile de deschidere de la Paris nu este decât o fațadă a întunericului în ziua de astăzi permanentă în care ne explică nouă că iată Antichristul a venit în carne și oase, v-a explicat cartea respectivă, dracul în persoană ducă se pe pustii locuri. Prin care tot ceea ce se întâmplă anormal este luat drept normalitate, și tot ce este normalitate, adică creștinism, ortodoxie, este luat drept anormalitate. Așadar, atunci când am auzit deseori un adevăr spus pe jumătate devine o minciună periculoasă, la asta se referă. La faptul Că ei încearcă să schimbe adevărul în minciună și minciuna în adevăr. Dar numai că minciuna în adevăr n-ai cum să o schimbi. Da? Cei care sunt stăpân pe situația au o bază solidă spirituală, știu despre ce este vorba și vor rămâne consecvenți credinței lor, religiei lor și modului lor de a trăi dem într-o lume plină de anormalitate acestea fiind spuse nu rămâne decât să vă urez ca de obicei toate cele bune să fiți mereu în lumină nu vă lăsați păcăliți de întuneric chipzuiți cu atenție alegerile pe care le faceți stați fermi în fața nedreptății și abuzurilor de orice natură și nu vă încovoiați de nicio natură atunci când Presiunea legislativă, mă rog, presiunea prin care voința vor să-ți o înfrângă, tu trebuie să stai ferm și drept și să strălucești în lumină. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă urez ca de obicei toate cele bune. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat pentru noi emisiuni interesante, să distribuiți, să dați un like. Și dat fiind tema emisiunii, strălucirea, să străluciți în lumină tot timpul.